Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Acum vreo 3 luni am publicat un material cu titlul Teorie, practică și perpetuum mobile, care a răspuns la multe comentarii, la materialele mele legate de perpetuum mobile, de motorul cu apă, motorul magnetic și altele. Și am promis atunci că acel material va avea o continuare și prin acest videoclip îmi țin promisiunea. Dar înainte de a aborda subiectul, vreau să lămuresc ceva. Perpetuum mobile poate să însemne mai multe lucruri. De pildă, poate să însemne ceva ce se mișcă veșnic, continuu. De fapt, acesta este înțelesul ad literam din latină. Așa ceva există. De pildă, mișcarea moleculelor. Moleculele se ciocnesc perfect elastic între ele și de aceea mișcarea lor, numită agitație termică, nu încetează niciodată. Moleculele nu trebuie să primească energie pentru a se mișca veșnic. De fapt, orice corp se mișcă veșnic dacă nu acționează forțe asupra lui care să-l oprească. Toată lumea pare să fie de acord că un corp nu pornește singur din repaus. Trebuie să acționeze forțe asupra lui ca să pornească, ca să se pună în mișcare. Dar se pare că pentru mulți e necunoscut faptul că nici nu se oprește singur. Deși pornirea și oprirea înseamnă amândouă accelerație. Numai că la pornire accelerația este pozitivă și la oprire este negativă. Dar accelerația presupune întotdeauna forțe. Există accelerație doar dacă există forțe. Să vă arăt ceva. Ce ați văzut? Un automobil plecând de pe loc, nu? Nu, ați văzut un film rulat invers, de la coadă la cap. În realitate, automobilul s-a deplasat cu spatele înainte, a frânat și s-a oprit. Puteți vedea acum filmul în desfășurare normală. Filmul ne arată că dacă acționează forțe pentru pornire, atunci acționează și pentru oprire, adică trebuie forțe și pentru accelerare, dar și pentru frânare. De aceea au automobilele frâne. Un alt sens pentru perpetuum mobile este următorul. Dispozitiv perpetuum mobile sau, pe scurt, perpetuum mobile, în fizică, înseamnă un dispozitiv care nu numai că poate funcționa veșnic, dar ne dă și energie, produce energie. Ei bine, așa ceva nu există nici măcar teoretic. Raportat la teoria științifică, există 3 categorii de lucruri sau fenomene. Posibile atât teoretic cât și practic, a doua categorie, posibile teoretic, dar imposibile practic, și a treia categorie, imposibile teoretic și practic. După cum vedeți, nu există categoria lucrurilor imposibile teoretic, dar posibile practic și voi încerca să explic de ce. Pentru cine nu crede că există lucruri imposibile din punct de vedere teoretic, dau un exemplu la îndemâna oricui. Gândiți-vă la o ușă, o ușă obișnuită. O puteți deschide dacă e deschisă. Ca să o deschideți, trebuie să o închideți întâi. Dar atâta vreme cât e deschisă, n-ai cum să o deschizi, nici măcar teoretic. De fapt, singura ușă care nu poate fi deschisă este ușa deschisă. Și dacă nu este posibil teoretic, atunci nu e posibil nici practic. Acum să vedem de ce există lucruri teoretic posibile, dar practic nu. Pentru că astfel de afirmații îi fac pe unii să nu aibă încredere în știință și să spună teoria e teorie și practica e practică. Dar veți vedea că nu e așa. Veți vedea că sensul acestei afirmații e diferit de ceea ce crede lumea în general. Teoretic, poți să faci portocale din prune. Teoretic, este posibil să introduci într-un dispozitiv la un capăt prune
și la celălalt capăt să iasă portocale. Un astfel de dispozitiv nu încalcă nicio lege a naturii. El supune substanțele din prune unor reacții chimice prin care obține substanțele care alcătuiesc portocalele, din care apoi face portocalele. Poate să facă acest lucru pentru că fructele, indiferent de felul lor, conțin aceleași elemente chimice. După ce separăm apa, ca să fie mai ușor, substanțele care rămân, indiferent despre ce fructe vorbim, sunt alcătuite din carbon, hidrogen, oxigen, azot, sulf, fosfor, sodiu, calciu, magneziu, potasiu și cantități foarte mici din alte elemente chimice. De aceea, putem teoretic obține orice fructe din alte fructe. Trebuie doar să rearanjăm atomii, ca într-un joc Lego. Dacă punem piesele într-un anumit fel, obținem ceva, dacă le punem altfel, obținem altceva. Dar, practic, nu putem face acest lucru deocamdată. Aici intervine tehnologia. Tehnologia face posibil practic tot ceea ce este posibil teoretic, dar poate face asta doar atunci când ajunge la un anumit stadiu de dezvoltare. Din această cauză există lucruri teoretic posibile, dar practic nu. Ele nu sunt deocamdată posibile practic, pentru că nu există încă tehnologia necesară. Două persoane mi-au scris în comentarii că a fost un timp în care oamenii credeau că aparate cu densitatea mai mare decât aerul, sau cum se spunea, aparate mai grele decât aerul, nu pot să zboare. După părerea celor care mi-au scris acest lucru, asta ar fi o dovadă a faptului că orice se poate realiza odată cu dezvoltarea tehnologiei. Ei bine, nu. Repet, tehnologia poate realiza orice cu condiția să fie teoretic posibil. Va putea oare tehnologia cândva să deschidă o ușă deschisă? Nu cred. Iar oamenii au știut dintotdeauna că un corp cu densitate mai mare decât aerul poate zbura, pentru că au văzut cum zboară păsările. Credeau doar că nu putem noi, oamenii, realiza aparate care să zboare. Nu că ar fi o imposibilitate teoretică. Se refereau la o imposibilitate tehnologică. Și pentru tehnologia vremilor aveau dreptate. Tehnologia vremilor nu le permitea să realizeze aparate de zbor cu densitate mai mare decât aerul. Să vă mai dau un exemplu de lucru teoretic imposibil. Un panou solar de un metru pătrat nu poate da aici pe Pământ o putere de 2 kW și nu va putea da niciodată, indiferent cât se va dezvolta tehnologia. Și asta pentru că nu primește suficientă energie de la soare pentru asta, nici măcar în condiții ideale. Panoul transformă o parte din energia radiantă care vine de la soare în energie electrică și nu poate produce mai multă energie electrică decât câtă energie primește de la soare. Energia, deși nu este substanță sau câmp sau știu eu ce fluid bun sau rău, cum cred unii, dar are o existență reală, este o proprietate a unui sistem, a unui corp, așa cum este masa sau volumul sau impulsul și altele. De fapt, energia, așa cum am spus în videoclipul Ce există cu adevărat, s-ar putea să fie ceea ce stă la baza existenței. Așa că nu poate ieși dintr-un dispozitiv mai multă energie decât a intrat, așa cum dintr-o conductă nu poate ieși mai multă apă decât a intrat. Din ceea ce am spus până aici, să rămânem cu ideea că un lucru imposibil teoretic va fi întotdeauna imposibil practic. Iar dacă proiectăm un dispozitiv care pentru a funcționa trebuie să încalce o lege a naturii, funcționarea lui este teoretic imposibilă, ceea ce înseamnă că nu va putea fi realizat niciodată, indiferent cât de mult se dezvoltă tehnologia. A venit vremea să spun de unde știm că legile naturii nu pot fi încălcate.
Și în continuare, atunci când voi vorbi despre știință, mă voi referi la științele naturii, fizică, chimie, biologie, astronomie și altele. Metoda științifică, adică metoda prin care cunoaștem lumea și legile ei, constă într-o formă simplificată în următoarele. În prima etapă, observăm un fenomen sau un tip de fenomene, o clasă de fenomene. Această etapă presupune de obicei experimente și măsurători. În a doua etapă, încercăm să găsim o ipoteză sau o teorie care să explice ceea ce am observat, adică să ne spună de ce se petrec lucrurile așa cum se petrec. A treia etapă presupune găsirea predicțiilor pe care le face teoria. Adică dacă am găsit o teorie care explică ceea ce am observat până acum, să vedem ce spune teoria respectivă despre lucruri pe care nu le-am observat. Cum spune teoria că trebuie să se desfășoare ele? Și a patra etapă presupune noi observații, experimente, măsurători, care să arate dacă predicțiile teoriei sunt corecte. Dacă predicțiile nu sunt corecte, ne întoarcem la etapa a doua, adică încercăm să modificăm teoria în așa fel încât să facă predicții corecte pentru toate fenomenele de un anumit tip pe care le putem observa. Și dacă foarte multe experimente, observații și măsurători făcute de foarte multe echipe de-a lungul anilor arată toate că teoria face predicții corecte, atunci teoria devine teorie științifică. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă la un moment dat o observație nouă, o măsurătoare nouă sau un experiment nou nu sunt în concordanță cu teoria, lucrurile se reiau. Adică este modificată din nou teoria, astfel încât să explice și noile fapte experimentale, apoi se verifică noile predicții pe care le face și tot așa. Deci o teorie științifică nu este bătută în cuie. Ea este modificată, completată, dezvoltată de fiecare dată când apar observații, măsurători, experimente pe care teoria nu le explică corect. Și folosind această metodă științifică, fizica a descoperit și descoperă în continuare legile naturii. Legile care explică de ce se desfășoară lucrurile așa cum se desfășoară. Aici trebuie să fac o paranteză. Se pare că pe unii deranjează faptul că natura are legi. Ei bine, tot ceea ce există, inclusiv cei cărora nu le plac legile naturii, există pentru că natura are legi. Dacă natura n-ar avea legi, n-am fi aici eu ca să vorbesc și voi ca să mă ascultați. Stele, planete, galaxii, ca să nu vorbim despre lucruri mai complicate, cum ar fi ființele, nu pot să apară în haos. Cum am putea exista dacă azi apa ne face bine, dar mâine va fi o travă? Cei pe care îi deranjează faptul că natura are legi sunt, de fapt, deranjați de propria lor existență, pentru că fără legi nu am existat. Legile naturii există, din fericire, universul întreg nu poate exista fără legi cărora să li se supună absolut toate fenomenele care au loc. Știți cum se numesc fenomenele care nu ascultă de legile naturii? Fenomene supranaturale. Ați văzut vreodată așa ceva? Voi vorbi despre aceste lucruri în episodul următor, care se va numi Legile Naturii. Și una dintre cele mai importante legi ale naturii, poate cea mai importantă dintre toate, este legea conservării energiei. Și niciun experiment n-a arătat vreodată o încălcare a acestei legi. De aceea știm că nici măcar teoretic nu se pot realiza dispozitive perpetuum mobile, ceea ce înseamnă că tehnologia nu poate și nu va putea realiza niciodată așa ceva. Dar bănuiesc ce gândesc acum cei care cred în continuare în realizarea dispozitivelor perpetuum mobile. Că la un moment dat se va descoperi ceva în contradicție cu legea conservării energiei și legea se va dovedi a fi greșită. Ei, am pentru ei o veste bună și două rele.
Vestea bună pentru ei este aceea că după unii, la scară cosmică, energia s-ar putea să nu se conserve. De pildă, faptul că radiația cosmică de fond și-a mărit lungimea de undă înseamnă o scădere a energiei radiației cosmice de fond. Prima veste proastă, tot pentru ei, este aceea că poate că acea energie care lipsește din energia radiației cosmice de fond există undeva sub altă formă, dar nu știm noi. Caz în care energia totală a Universului s-a conservat. Așa că vorbim doar despre ipoteze, deci nu despre teorii științifice. A doua veste proastă este următoarea. Chiar dacă se va dovedi că la scară cosmică și la durate cosmice energia nu se conservă, asta nu schimbă cu nimic legea conservării energiei pe plan local și la scara de timp care ne interesează pe noi, oamenii. Ea rămâne pentru noi valabilă, așa cum sunt multe alte reguli care sunt valabile la scara noastră, dar nu sunt valabile la scară cosmică. De pildă, pentru noi, regula este că Soarele dă Pământului cam aceeași cantitate de energie în fiecare zi. Ne putem baza liniștit pe această regulă. Variațiile sunt foarte mici. Dar la scară cosmică, acest lucru nu este adevărat. Acum 2 miliarde de ani, Soarele radia mai puțină energie decât acum, iar peste 2 miliarde de ani va radia mai multă. Dar schimbă asta regula pentru noi? Nu. Așa este și cu legea conservării energiei. Chiar dacă se dovedește că nu este adevărată la scară cosmică, pentru noi și dispozitivele noastre este cu siguranță adevărată, pentru că milioane de experimente, măsurători și observații arată acest lucru fără excepție. Să crezi că mâine cineva va realiza un dispozitiv care produce energie, este echivalent cu a crede că cineva va inventa un dispozitiv care poate deschide uși deschise. Dacă ați crezut că tehnologia poate face orice lucru posibil, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!